În prezent, în Giurgiu se efectuează lucrări de reabilitare a rețelei de canalizare și apă potabilă pe străzile Academician Mironiculescu, Bălănoaiei și Ghizdarului. Pe strada Mironiculescu, lucrările sunt gata în proporție de 80%, termenul de finalizare fiind pe data de 20 decembrie. Strada Mironiculescu este o lucrare de canalizare, deci este efectuată de APA Service. Este executată în proporție de 80%. Alimentarea cu apă a fost făcută anterior, deci până la data de 20 decembrie lucrarea va fi finalizată. Firmele care execută lucrări de acest gen sunt obligate să dețină avize eliberate de primărie, poliție, ADP, cât și de cei de la Electrica. În astfel de lucrări, firmele sunt obligate să expună un panou cu datele firmei și data de finalizare a lucrării. Nerespectarea acestor criterii este des întâlnită în Giurgiu, iar cei care nu îndeplinesc condițiile sunt amendați de inspectorii de la Protecția Muncii și Poliție. Firmele care vor să execute lucrări pe care o stabil pe domeniul public în general, fac o solicitare în scris pentru obținerea autorizației de construcție la serviciul urbanist din cadrul primăriei. Electrica, APA Service, pompierii pentru că au hidranți și după aceea merg cu cele 3, 4, 5 avize în funcție de necesitate la urbanism, la primărie și obțin autorizația de construcție. Majoritatea grupurilor din Giurgiu provin de la lucrările mari de investiții. Firmele respective au obligația de a preda terenul la starea inițială. Deci dacă străzile au fost betonate, vor fi betonate din nou. Dacă au fost cu asfalt, se asfaltează sau se pavează după structura zonei respective. Ce se întâmplă în momentul în care o firmă termină, își face lucrarea și, de exemplu, acea groapă rămâne neastupată timp de 2-3 ani de zile, că au fost destule cazuri în Giurgiu? Firmele respective sunt amendate în aceste cazuri și obligate să repacă sau să comande la ADP repacerea carosabilului în zona în care apar aceste grupe. Sarcina asfaltării gropilor aparține în cele mai multe cazuri firmelor care contractează și execută lucrările. Giurgiuvenii pot face reclamații în problema gropilor neasfaltate pe site-ul primăriei.